Bună prieteni, din nou ziua 2 și azi discutăm despre Repromed. Este un client de nostru deja al doilea an, este un spital și în contextul mentoratului pentru Repromed sunt câteva sarcini și vreau să vă povestesc câteva provocări și cum noi le-am depășit sau cum noi le-am abordat. Pentru branduri care au mai multe produse, pentru branduri care au o activitate mai complexă, e nevoie de o abordare diferită decât pur și simplu monoproduct sau un brand care este micuț sau la start. Deci ea sarcina la Repromed era crearea departamentului. Însă, din start, trebuia să pornim de pe model 1-2 oameni și cele mai importante persoane care am recomandat și care cred că trebuie în companie, asta este primul. Content marketing este content manager. Este persoana care să lucreze cu partea de conținut. Și a doilea este marketing manager, persoana care se coordoneze și alte activități, că pentru că postări, mai sunt și televiziuni, mai sunt și offline, mai sunt și flyere, billboard-uri și alte canale de comunicare. De aceea, noi am făcut auditul pieței, am înțeles care este problematica și segmentul în care noi ne poziționăm. Am scos toate acestea pe o planșă și am identificat trei obiective mari. Primul obiectiv este că e necesar să fie stabilizat contentul. Probabil asta se recomandă la toți, să înțelegeți cine este persoana voastră, persoana buyer-ul și pe ce canal voi trebuie să comunicați ca să îl atingeți în context de vizibilitate și în context de lead generare. Al doilea element era să ne focusăm. Când ești mare, înțeleg că vrei totul, vrei și asta, vrei și asta, vrei și asta, vrei și asta. Noi și în consultanță, în primele iterații, credeam că trebuie tare multe. Acum sunt adeptul pașilor mici, structurați pe etape. De aceea, al doilea pas era să luăm în decompoziție 10 probleme și să punem priorități cu care începem. De aceea, structura departamentului din câteva persoane cu accent spre content marketing, 2. Stabilizarea canalelor de comunicare, social media și alte canale alternative pentru ca să asigurăm vizibilitate către persoana buyer și 3. Raportarea. Inclusiv și azi noi am fost la o ședință și în cadrul acestei ședințe noi am integrat un instrument care îl recomand pentru cei care au mai mult de 2 persoane, este raportul directorului de marketing. E foarte important că acest raport să aibă 2 lucruri. Ce am făcut luna trecută și ce vrem să facem în viitoare. Asta dă o transparență extrem de faină pentru directorul de marketing, pentru că el arată ce a făcut. Și asta dă o claritate cofondatorilor, fondatorilor, top managementului și face el acolo. Ce a făcut el? Pentru că desigur nu se vede. Poate raportul de marketing poate fi pus ca un element bonus la raportarea din cele 3 ingrediente care eu am recomandat și care ne mergem și el aduce roade foarte faine. Eu nu sunt foarte detaliat în cifrele clienților pentru ca să nu fie share de date cu caracter personal, dar promit că în ulterioarele ediții să intervin segmentat pe anumite instrumente. La etapa actuală, probabil dacă pentru tine e relevant, dacă ești micuț, fă tot singur. Dacă ești mediu-mare și ai un buget de 500 plus euro, probabil ai nevoie de 2 oameni, cine va coordona marketingul și cine va coordona creativitatea sau content marketingul. Stabilizat tot pe priorități, că nu azi trebuie și site și landing și CRM-ul și restart și restul. Prioritizează când vom integra de aceste etape și per fiecare etapă fă calitativ. Și al treilea, introdu rapoartele. Rapoartele arată dinamica rezultatelor, per fiecare parametru. Și astfel tu vei înțelege, e ok canalul celălalt sau nu e ok. Și dacă ai un director, atunci ai nevoie de un raport lunar de planificare în lunii trecute și raportul de luna care a fost. Cam atât am putut să vă spun despre întâlnirea noastră la Repromed și întâlnirea pe direcția de marketing și crearea departamentului de marketing a spitalului Repromed. Și o să ne aduc ziua de mâine, video. Asta a fost ediția a doua, lasă un feedback dacă în general e relevant și e adecvat conținutul și dacă e clar ce vreau să transmit prin aceste videouri. Succes! Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.